Timp de 4 zile, icoana Maicii Domnului cu 3 mâini adusă de pe muntele Athos din Grecia, moaștele sfinților mari mucenici Gheorghe, purtătorul de biruință, și Dimitrie, izvorătorul de mir, s-au aflat în raionul Cimișlia, în satele Ciucurmingir, Gura Galbenei și în cele 2 biserici din orașul Cimișlia. Creștinii s-au închinat cu sfințenie în speranța de a primi un ajutor, o binecuvântare, și s-au rugat pentru bunăstare și pace. Ne-am închinat la icoană, ne-am sărutat icoana, am trecut sub icoană. Cum știi că o mână a fost tăietă și Dumnezeu a făcut minuni cu dânsa și a făcut-o ca să toată lumea să fie sănătoasă, să aibă folos din urma ei. Numai dacă avem credință, avem și folos. Dacă nu avem credință, nu avem nici folos. Obiectele de cult au fost întâmpinate de 10 de creștini veniți la Biserica Adormirii Maicii Domnului din Cimișlia, unde a fost oficiată o slujbă arhierească cu participarea episcopului de Comrat și Cahul, Anatolie. Mulțumim Domnului. Tatălui și Fiului și Sfântului. Mulțumesc la Părintele Nicolae că a organizat această sărbătoare a bisericii și am avut plăcere să venim cu copiii să trecem sub această icoană. Le mulțumim lor. La icoana Maicii Domnului a fost adăugată o mână de argint în partea de jos, drept mulțumire și recunoștință din partea Sfântului Ioan Damaschin, apărătorul cinstirii Sfintelor Icoane. Acestuia îi se tăiase mâna dreaptă ca să nu mai scrie cu atâta har și dar despre frumusețea icoanelor. După ce s-a rugat cu lacrimi la Maica Domnului, Sfântul Ioan a fost vindecat. Icoana se află la mănăstirea Hilandar din muntele Athos.